Bine v-am regăsit! Din 2010, de când lui Radu Pavel Gheo i-a apărut acel roman excelent, Noapte Bună, Copii, nu a existat top de carte, top al, să zicem, primele 10 romane românești de după, din ultimii 25 de ani, în care să nu îl citez pe unul din primele, chiar 5-6 locuri. La 6 ani după Noapte Bună, Copii, iată-l acum cu un roman nou, Disco Titanic, care într-un fel vine în siajul romanului Noapte Bună cu Copii, în sensul că avem același roman, este urât spus roman de gașcă, dar ține bine, pentru că este sunt romane care este vorba de o gașcă, de un grup de 3, 4, 5 muschetari, să le zicem așa, care își trăiesc aici, de pildă avem anul 1989, în ultimele luni de ceaușism, în care suntem undeva la centrul studențesc din Timișoara, Radu Pavel Gheo fiind din Timișoara, și acolo, dacă mă știți, în Noapte Bună, Copiii, era un grup de transfuși care treceau clandestin granița, iar scena cea mai dură din roman era violarea uneia fetei dintr-un grup de băieți. Echivalentul scenei acelui viol încocoșitor într-o baracă a unor grăniceri oribili, îl avem aici într-un linșaj. Este omorât un soldat bosniac care se poartă îngrozitor, animalic, scârbos, demențial, este linșat practic de 3-4 băieți care sunt croați, sârbi, un român între ei, mai multe nu am căderea să vă spun. De această dată însă, avem în prim plan un român, jumătate sârb după mamă, Vlăduț, care este, pardon de patetism, un înger căzut cu câte o vinovăție, o arsură pe fiecare dintre cele două aripi. Omul nostru este acum în 2011 editor, om de succes, conduce un BMW, însurat bine, cu copil, un om cât se poate de chivernisit la casa lui. Însă, în trecutul lui este odată o semnare de pact cu securitatea, un angajament banal, să zicem, adică este șantajat un puștan de 17-18 ani care a măsluit imnul de stat cândva, l-a trecut în porno, în sexy, înlocuind cu 3 culori cunosc pe nume, 3 kilozi cunosc pe nume, etc. De ajuns pentru ca ofițerul recrutor să-l pună să se semneze. Peste 6 luni vine decembrie 89, se termină, dar undeva rămâne evident în subconștient și inconștient chiar semnătura pe acel act. Evident că după 90, prin același ofițer recrutor, apare și mâna dreaptă a lui Vlad, editorul nostru, care va fi tot un securist, care exact la momentul oportun îi aduce aminte de pactul de altă dată și îl va șantaja. De cealaltă parte, soția lui îl împinge să se ducă în Serbia, unde tot înainte de 89 a avut loc această scenă încrozitoare de linșare a unui soldat în urma unei seri. Mai mult nu vă spun decât că avem un om împlinit în anul 2000 care este practic ars și pe o parte și pe cealaltă. Cum se mai poate te trăi? Cum poate ca mintea ta să nu intre într-un onirism morbid? Oare nu cumva soldatul acela călcat în picioare, linșat de noi în acea seară cu o furie croato antisârbă, nu cumva n-a murit? Nu cumva acum începe să ucidă om după om toată echipa care l-a pseudo-ucis cândva? Și uite așa avem un roman care este, atenție, cu o teză morală politică în subtext. Flăcăii noștri sârbi, bănățeni, discută de separatism, de ideea de a avea o republică bănățeană care să se rupă și de Ardeal și de Regat, și avem dincolo războaiele între bosniaci, sârbi, croați, care vin încă din perioada ustașilor interbelici, deci undeva este și un clopoțel, atenție la enclativită, atenție la conspiraționism, atenție la ceea ce poate să facă religiosul și fanatismul etnic din noi. Dincolo de toate însă este romanul singurătății masculine și al prieteniei,
amprentate cu fierul roșu de vinovăție. Cum reușim să ispășim, asta trebuie să descoperiți dumneavoastră. La revedere!